majoritatea discuțiilor dintre părinți și copii se ți-ai făcut lecțiile, ce note la la școală, ce cum s-a terminat, da, exact, și cu asta s-a terminat. Chiar dacă este mic, adică o să spun o trăsnaie, da? Dar da. L-ai întrebat. E foarte important că l-ai întrebat. O întrebare deschisă. Deschisă, la care bineînțeles că poate să spună ce vrea el. Ce părere ai? Cum te simți? Aceste două întrebări construiesc corect tânăra minte a unui copil. Sunt cele mai importante de adresat, de către mamă și tată. Iar cea mai importantă realizare a celui mic ulterior acestor întrebări? Este un mediu securizant din punct de vedere emoțional, da. Pentru că am curajul să spun orice tâmpenie care trece mie prin cap, eu copil, ție mame. Ce părere ai? Cum te simți? Sunt întrebări deschise. În tânăra minte apare ideea valorii, a propriei valori. Sentimentul contează pentru tot restul vieții și este o construcție psihologică de care sunt responsabili părinții. Încercați aceste două întrebări zilnic. De ce sunt corecte? De ce să le repetați zilnic? Sau la 14-16 ani că spun la cabinet sau nu mă simt singur, mă simt singur, am trăit de abandon. Toată lumea spunea, eu iubesc fantastic, dar i-a arătat acest lucru din ce, prin faptul că ai cumpărat niște haine. Eu vă spun din experiența mea legată de copii, de adolescenți, foarte mulți au foarte multe trăiri de abandon. Și ce înseamnă trăiri de abandon? Adică lipsa aceasta, nu simt că mă iubește, adică nu, tata nu mă iubește, mama nu mă iubește, nu mă iubesc. Sunt singur pe lume. Sunt singur pe lume, da. Cu toate că părinții spun, facem tot pentru ei. Cum te simți acasă? Ce părere ai? Unde greșesc eu, părintele tău? Veți fi surprinși de răspunsuri, dar tocmai întrebările deschise fac bine tânărului creier pentru toată viața ulterioară.